Pompierii făgărășeni au fost solicitați astăzi la două incendii care au izbucnit în comunele Șoar și Jinca Veche. În prima localitate, incendiul a avut loc în jurul orei 12:40. Flăcările au cuprins două anexe gospodărești. În jurul orei 12:40 am fost solicitați să intervenim la un incendiu izbucnit la două anexe gospodărești în comuna Șoarș. La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajare mare de fum, fiind afectată o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Spre locul intervenției s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă comandă și intervenție, o autocisternă și un echipaj smurt. De asemenea, a fost alertat serviciul voluntar pentru situații de urgență Ticuș. În aceste momente, incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidarea acestuia. Intervenția este în dinamică, revenim cu detalii. În jurul orei 13:30, pompieri au fost solicitați să se deplaseze la un incendiu izbucnit în satul Șinca Veche. Spre locul intervenției au fost direcționate 5 autospeciale cu apă și spumă, o autoscară, o autocisternă, o autospecială de primă comandă și intervenție și un echipaj smurt, fiind alertat și serviciul voluntar pentru situații de urgență Șinca. La sosirea echipajelor operative, incendiul s-a manifestat la două case de locuit și o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. De asemenea, s-a intervenit în aceste momente pentru localizarea incendiului concomitent cu protecția clădirilor din vecinătate.